Mulțumim Domnului pentru că a fost, așa cum amintești, frate Virgil, a fost cu noi până în clipele acestea. Ne-a vorbit Domnul prin Duhul Sfânt, prin cântare, prin poezii, prin cuvântul Evangheliei. Am dorit și am rămas la un gând din textul care l-a citit fratele Alexandru, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetul 10. Aici spune așa: drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Darul lui Dumnezeu, dacă ai fi cunoscut tu cine este darul lui Dumnezeu, darul lui Dumnezeu, deci fiecare noi știm că este Domnul Iisus Hristos, el a fost adus ca dar pentru întreaga omenire și e bine ca fiecare din noi și cei care ne ascultă și cei care suntem de față să îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și ca Salvator al omenirii întregi, slăvit să fie Domnul. Aș dori cu ajutorul Domnului, în legătură cu ceea ce s-a vorbit, mesajul care l-a dus fratele Alexandru, să ascultăm poezia La fântâna nesecată. Voi ce zilnic gustați apa din fântâni și din izvoare, lângă voi atât de aproape e fântâna țâșnitoare, stâmpăravi-se va setea însetați de o veșnicie. Oare râul lumii poate da izvor de apă vie? Azi viața ta creștină e însetată cât se poate. Tu ai venit la o fântână, însă nu știi ce vei scoate. Poate nu cunoști izvorul ce înspre tine azi țâșnește. E Iisus, Mântuitorul, personal îți vorbește. El a stat ieri cu femeia, astăzi iată-l, stă cu tine. El e râul, apa vie, bea din Domnul azi creștine. Fă-ți din crezul tău găleată, pleacă-te către fântână și ai să scoți ca niciodată din Isus o apă bună. Vei simți a ei răcoare care întrece orice apă în pământ. Așa izvoare nu întâlnești oricât se sapă. Încă o altă calitate și o întâlnești în apa vie. De obei nu-ți mai e sete, nu o zi, ci o veșnicie. Uitați cât se văd în față și au băut din apa sfântă. Întrebați-i dacă în viață un al dorii mai frământă. Au în lume altă sete să alerge în altă parte? Ce izvor pe lume poate de Iisus ai mai desparte? Ce fântână mai adâncă să pot spune că e mai rece? Unde ești, samariteancă, să strigi iar în plină voce, că se simte iar nevoia să trezești mica cetate, că și mai sunt și azi de aceea și stăruiesc arși de sete. Să le spui de ce izvorul apei vii atât de rece, că cel curge chiar din ceruri și prin mii de straturi trece. Izvorăște dintr-un munte, din Sionul cel ceresc, vânturile țării sfinte și mai mult o răcoresc. Componența ei de asemenea n-are în lumea asemănare. Apa vie pentru oameni e o binecuvântare. Conținutul ei și versul, cine îl va putea descrie? Ea dă hrană, ea dă viață, de aceea e apă vie. E de ajuns un strop de apă să-ți producă sănătate. Marea lumii nu te scapă, însă a Domnului te poate. Unde-i slăbănogul oare că aș avea mai mult de spus? Că nu marea scăldătoare l-a salvat, ci acest Iisus stă de pildă Siloamul și Betesda mărturie. Și chiar mii de-ar fi în lume, le întrece apa vie. Cine bea din apa vie, bea viață, sănătate și se bucură că știe că și în veci nu-i va fi sete. Cel ce bea, primește îndemnul și pe altul să-l îmbie. Apa vie însă-i Domnul, năvăliți la apa vie, umpleți-vă toți găleata din a Domnului fântâne. Chiar și acel ce întâia dată l-a întâlnit și el să vină. Vino tată, vino mamă, vino frate, vino soră, veniți până azi vă cheamă,
veniți să scăpați de sete, vino, prietene iubite, la izvoarele cerești, îndrăznește azi de scoate apă vie să trăiești. O, izvor ce dai viață, tu, fântână nesecată, lumea care o vezi aici e o lume însetată. Tu știi ce înseamnă setea, amintește-ți de calvar, amintește-ți de un burete ce l-ai primit peste jar, la viața bișuită și aprinsă de căldură, uneori și istovită să nu-i dai un strop în gură. Oricine ar fi să vie, bătrâni, tineri sau chiar prunci, dă-le apa ta și a vie ce ai promis-o tu, Iisus. Amin, amin, slăvit să fie Domnul.